30 de zile au trecut, domnule ministru, de la invazia rusă în Ucraina, 30 de zile de rezistență ucraineană în fața armatei ruse. Vedem, domnule ministru, cu această ocazie și vorbeam și înainte să intrăm în, în direct, cât de important este faptul că România este astăzi țară membră NATO și UE și cu câtă îngrijorare poate ne-am fi uitat acum la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ce înseamnă de fapt pentru România astăzi faptul că este țară membră NATO și Uniunea Europeană? Înseamnă foarte multe lucruri. E adevărat, acum o lună de zile nu credeau nici diplomații, nu credeau nici mediul politic internațional. Participam la ședințe ministeriale ale ministrilor apărării și observam că toată lumea credea că nu se va întâmpla asta, că nu va fi invadată Ucraina. Mă aduc aminte un studiu făcut, un eurobarometru făcut pe populația europei, care spunea, la sfârșitul ianuarie, oamenii erau mai lucizi decât politicienii în acel moment, pentru că un eșantion de vreo 5.000 de persoane din Europa, în care făcea parte și România, Polonia, Suedia, spuneau lucruri care nu le credeau politicienii. Adică, unu, că Rusia va invada până la urmă Ucraina. Politicienii spuneau că nu, este sigur, dar noi românii, polonezii, insistam, chiar eram enervanți probabil la un moment dat, publicul spunea că ar trebui sprijinită Ucraina pentru că nu este vorba numai de Ucraina, este vorba și de întreaga Europa. Și de asemenea, publicul spunea că vor trebui ajutați ucrainienii. Această presupoziție a publicului s-a îndeplinit din nefericire și s-a întâmplat o schimbare radicală în lume. România este în acest moment membră în cea mai importantă alianță geomilitară, politico-militară din acest moment. Și asta ne ajută cu mai multe lucruri. În primul rând, pentru prima dată, noi avem garanții de securitate adevărate. Nu am avut în istoria noastră, nici când eram tratatul de la Varsovia, nu aveai garanții că cineva va intra. Să te sprijine. Toate tratatele pe care le aveam și de-a lungul istoriei erau, nu erau tratate executive, să zicem așa, erau bazate pe filozofia securității colective, care înseamnă descurajarea celorlalți, mediere între. și NATO era privit așa la început. Acum însă s-a trecut la o fază a apărării colective și propaganda rusă care tot timpul a reușit să infecteze mințile oamenilor în mare măsură spunând mereu de ani de zile că NATO nu va interveni, că țările din Est vor fi lăsate de izbeliște, că vor trebui să se apere singure, că Uniunea Europeană nu este un partener serios, că Uniunea Europeană nu ajută țările respective. Încercarea de credibiliza statele, spunând că statele statul român, de exemplu, este corupt 100%, că funcționarii uh, sunt corupți și nu funcționează, de fapt, întreg ansamblul uh, de sprijin al cetățeanului. Deci toate acestea uh, au fost demontate prin această intervenție masivă, prezență masivă a NATO. Uh, ce înseamnă asta în principiu? Și vedem că cele două documente importante pe care le avem în recent, busola strategică și uh, acest summit extraordinar al NATO, care se va desăvârși ca și concluzii la Madrid în iunie, au adus câteva lucruri noi și foarte importante pentru România. O parte din aceste proiecte ale noastre au fost susținute de președintele Iohannis și de guvernele României încă din 2014, 2015, 2016, atunci când era prevăzută doar, se considera că ar fi posibilă o agresiunea Rusiei în zona Ucrainei sau în zona statelor din membre. În primul rând avem ceea ce se numește prezență înaintată a NATO pe flancul estic, adică întărirea flancului estic cu trupe NATO. Asta înseamnă nu numai trupe care sunt staționare pe teritoriu, înseamnă și uh, mijloace de apărare importante. Poliția Aeriană, avem prezență în acest moment, se vorbește mai puțin despre asta, dar sunt peste 300 de soldați ofițeri care sunt în domeniul aerian. Avem escadrile care au venit din Statele Unite, escadrile din Germania, Eurofighter, din Italia. Doar deci, în România. Doar în România, doar pe, pe teritoriul nostru. Avem în același timp o supraveghere a spațiului nostru și a Mării Negre din Mediterana de către aliații noștri, adică este o prezență înaintată foarte serioasă, este gândită și pe termen mai lung. Sigur că a fost accelerat acest proces cu agresiunea Rusiei, dar este gândită pe termen lung. Apoi există și altceva, capacitatea, posibilitatea noastră de a participa în viitor la proiecte de cercetare și de inovare în domeniul tehnologic militar. Vom participa la fondul Diana și alte fonduri, la fondul european pentru defense, ori acestea ne ajută ca în viitor să ne dotăm mult mai repede, să ne dotăm mai ieftin și să producem foarte mult în România, pentru că acest parteneriat NATO deja, am vorbit cu foarte mulți, ne-au vizitat omologii de-ai mei, miniștrii apărării din țările europene mai ales, cele mai importante, în care am discutat uh, pentru o revigorare a industriei noastre de apărare, prin joint venture, deci prin asimilarea de tehnologii în România. Deci acestea sunt fo foarte importante. Și mai este un lucru pentru care uh, atât noi cât și Polonia ne-am ne -am luptat uh, în anii din urmă, a fost acela de a considera această zonă, uh, zona Mării Negre, alături de Marea Baltică, care era interesantă și interes unde erau interesați nordicii. Ca și zone strategice de importanță crucială, adică zone de risc, în care trebuie să avem o strategie și o pregătire pentru ca să ne apărăm în aceste zone. Este o trecere bruscă de la starea oarecum de pace, de liniște, spre o stare de îngrijorare, dar acest lucru ne-a arătat că noi suntem în acest moment și furnizori de securitate în zonă faptul că suntem gazde, să spunem, pentru trupe străine, nu înseamnă numai asta. Noi ne și pregătim alături de ei, suntem prezenți și în alte teatre de operații. Vreau să vă spun că numai în Afganistan am avut 32.000 de soldați de-a lungul timpului. Deci avem o experiență foarte bună în ceea ce privește colaborarea cu NATO și cu ceilalți. Și au dispărut temerile temerile românilor și neîncrederea românilor în capacitățile NATO, de exemplu, de a se apăra. Și un singur lucru mai spun aici în acest câștig. Studiile arată următorul lucru. NATO are o încredere în România măsurată recent de vreo săptămână de 78%. Wow. Este o încredere undeva de la 50 a urcat această încredere. De asemenea, Armata României a câștigat mult, deși avea un scor foarte bun, un scor de încredere și acesta a trecut peste 70%. Asta înseamnă o coeziune socială mai importantă și o încredere mai importantă în propria, în propria țară. Este un câștig, este o formă în care, chiar dacă trăim în o epocă a spaimelor, a fricilor colective, s-a văzut la benzină sau în alte locuri, Totuși, acesta este un element care sprijină la coeziune socială, la solidaritate socială. Și este un moment istoric important. S-ar putea ca acum să se schimbe mult lumea, vedem schimbări rapide. Germania, de exemplu, adoptă un buget de 2% și schimbă postura militară, ea care era, nu avea nici măcar o strategie de securitate națională. Acum uh, am văzut uh, o știre, uh, omologul meu, doamna ministru al apărării din Germania, a lansat ideea că a început, au început să lucreze la o strategie uh, de, de apărare, apărare națională, uh, care înseamnă și o, o strategie pentru Europa, pentru că națiunea germană este una din națiunile responsabile pentru Europa și cele mai puternice din Europa.